Aia, pe bune? Apreciez noblețea organizatorilor și citind această foaie, vă mulțumesc din sufletul meu mare și bălos. Puteți să tăia și casca? Tăiem tot. Nu m-am gândit niciodată că merit o pauză înainte de a începe munca. Mulțumesc echipei extraordinar. De data asta ați fost alături de mine și am simțit. Doamnelor și domnilor, haideți să primim cu aplauze furtunoase în platoul La Umor formația Azur! Chiar dacă am citit formația Azur, în momentul în care s-a deschis perdeaua și am văzut, i-am văzut vii reali, pe două picioare fiecare dintre ei, cu tricourile alea. Bă, a început să țip. Da. Vorbim despre o trupă care a făcut istorie, nu? Da. Crezi că, domnule, s-a simțit jenat de faptul că el a plecat din sală? Dacă vreo secundă domnul Nelu s-ar fi simțit jenat când a auzit că domnul Chelu este invitat în zona de lounge, în momentul în care s-a deschis cortina și a văzut niște idioți, i-a trecut instantaneu. Asemenea primire nu cred că au avut. Deci cred că nici Queen Live Aid 1986 n-au fost primiți, cum mai simte că erau afișele alea cu Queen Rocks, Queen Works și așa mai departe. Dă senzație de music hall. Așa surpriză, nu, ce să zic, nu mă așteptam. Toată lumea știe pe eu am copilărit, dar știu unde și spun, la țară, când eram mic la țară. Erau casete cu prințișorul meu. Mi-aduc aminte cumva de viața la țară, de copilăria de acolo. E ceva acolo, e o nostalgie. Mă ține? Da, da. Se rupe! Eu alerg la tine, la tine cu tot. Bossule, dă-te jos că se rupe cu doi. Că se rupe! Și ați dansat, te-ai sui pe masă, ai făcut toată aia, toată nebunie. Da, mi-am retrăit fragmente din această pandemie. Așa mi-am petrecut pandemia. Cred că din multe puncte de vedere m-am eliberat, știi? În ultimele 6 luni, băi, am devenit extraordinar de asumat. Și în prostie, și în nebunie, și în absolut orice. Și se tot plimba aline, tot trecea prin fața mea. E bine, bă! Da, a fost liniște și armonie. Și ne-am distrat, a fost așa, ca o seară în centru vechi. Domnișoară, domnișoară, ce program aveți din seara! Băi, cu asta știi cum se face? Se pune așa, stai. Când a pus sacoul roșu? L-a dus domnul Dănuț. Și paharele, paharele de... Aia nu știu. A fost ca atunci când ies și niciodată, sau mă rog, aproape niciodată nu plătesc. Paharele apar. Cu ce puteam mai iubi? Ce nu sărea sol, te-am iubit, dar m-ai mințit. Ce nu sărea sol, că te-am iubit cu mult foc. Ce nu sărea sol. Stilul lor sunt unii dintre pionieri. Asta era ceva, o lăutărească de oraș. Știu că sună dubios. De fapt, ați trebuit așa. O muzică de fătească albă, bravo. Delia, spune mă iubești. Delia, îți mai amintești când jurai cu lacrimi pe obraz că de Benteac nu ai să te lași. Delia, spune mă iubești. Delia, îți mai amintești când jurai cu lacrimi pe obraz că de mine nu ai să te lași. Bă, ceva de mâncat.
Când să vorbesc cu băieții să băgăm tortul? Băi, stăți! Iubita mea de mai înainte, mereu eu te voi ține minte, vă plânge și voi regăta, că nu mai ești iubita mea. Trebuie plătită formația aici. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim colegilor, într-adevăr, așa se începe o zi așa de audiții. Am putea să interpretăm un pic împreună, Mona, să un pic, hai. Așa. Nu cred. Am sărit, am interpretat celebrul hit Aoleu, se mărită Mona. Aoleu, ce să mă fac? Din suflet.